Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la loc de dialog. Astăzi vom discuta despre fumatul în locurile publice. Chiar dacă o persoană este nefumătoare, ea poate să devină victima fumatului pasiv. Pentru aceasta am adus în studio chiar și o scrumieră, mi-au împrumutat-o colegii mei. Am și o țigară și mă gândesc, să aprind această țigară, suntem într-un loc public, într-un spațiu public, este vorba despre canal regional. Sau mă voi gândi de două sau de trei ori ce sancțiuni voi avea pentru faptul că aprind o astfel de țigară în locurile publice, dar mai mult ca atât, experții spun că doar 15% din fumul de țigară este inhalat de către fumătorii activi și tocmai 85% din fumul de țigară este inhalat de către ceilalți cetățeni. Așadar, stimați telespectatori, astăzi vom discuta despre fumatul în locurile publice cu mai mulți specialiști. Este vorba despre Varfolomei Calmâc, specialist la Centrul Național de Sănătate Publică. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Și Olesa Perean, care este avocată. Dar pentru a răspunde la întrebările adresate de către mine, aș dori, stimați telespectatori, să vă prezentăm și pe cei de la Nisporeni. Tatiana Pantelei este acolo și am dorit să aflăm cu cine vom discuta despre fumatul în locurile publice, Tatiana. Bună ziua, Natalia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Tutunul dăunează grav sănătății. Este mesajul transmis și de chiar companiile producătoare de țigarete. Cu toate acestea, pentru fumători este mai ușor să gândească că bunicul, vecinul și alții au fumat zeci de ani și nu au pățit nimic. Ei bine, afirmațiile nu sunt realiste, deoarece fumatul contribuie la apariția mai multor afecțiuni, de la cele cardiace la cele care afectează rinichii, plămânii sau ficatul. Despre dauna fumatului vom discuta astăzi cu Ion Crăciun, medic-psihiatru-narcolog. De asemenea, în studioul Alba Sat mai este prezent și Iuri Cărbune, un locuitor al orașului Nisporeni. Dânsul nu acceptă fumatul și duce un mod sănătos de viață. Însă mai multe detalii despre dauna fumatului vom discuta puțin mai târziu. Îți mulțumesc, Tatiana, pentru cei care i-ai prezentat în studio, stimați telespectatori. Am vrea să punem pe post un spot social pe care l-am găsit pe rețelele de socializare, care vorbește despre pericolele fumatului. Să vedem aceste imagini, după care vom reveni. ...80% din fumul de țigară nu poate fi văzut. El pătrunde neobservat în toată casa, îmbibând fiecare obiect. Tu ai ales să-ți distrugi sănătatea. Copilul tău a făcut aceeași alegere. Nu fuma în prezența copiilor. Fumatul pasiv este periculos. Bine ați revenit la canal regional. Stimați telespectatori, vorbim despre fumatul în locurile publice. Respectiv, dacă voi fi aprins această țigară, risc eu vreo sancțiune pentru faptul că fumez într-un spațiu public, cum ar fi canal regional, domnule Varfolomei? Da, desigur, legislația chiar actuală, legea numărul 278 din 14 decembrie 2007 privește sancțiuni, adică sunt prevăzute sancțiuni care deja concret sunt spălate în codul contravențional, articolul 91 și 203, care interzice fumatul în locurile publice. Pentru fumatul în locurile publice. Deci risc o sancțiune, cam care ar fi aceste sancțiuni? Ele sunt undeva de la 10 până la 50 unități convenționale pentru persoanele fizice actualmente. Cunoaștem cazuri când cetățenii, persoanele activ fumătoare, au fost sancționate pentru faptul că au fumat în spațiile publice? Astfel de cazuri avem foarte puține. Părere de rău, mai mult sunt sancționați pentru fumatul în locurile publice persoanele juridice, fiindcă este interzis fumatul în locurile publice, cum sunt restaurantele, cafenelele, etc. Și acolo au fost aplicate amenzi care sunt cu mult mai mari decât pentru persoanele fizice,
părere de rău, ce sunt de persoanele fizice, aici mai puțin de sigur că au fost aplicate amenzi și practic să spunem că nu au fost aplicate. Am înțeles. Câteva zeci de amenzi poate în toată perioada asta. Deci, stimați telespectatori, ați auzit foarte bine. În decembrie 2007, Parlamentul a adoptat legea cu privire la tutun și la articole din tutun care prevede interzicerea fumatului în locurile publice. Aceasta stabilește restricții privind fumatul în instituțiile medicale, de învățământ, sportive, în instituțiile de alimentație publică și comerț, în magazine, piețe agricole și terenurile de joacă și în cafenele pentru copii și în transportul public, în trecerile subterane, în ascensoare, în spațiile publice închise, în instituțiile de stat. Lista poate continua. Stimată avocată Ulesea Perean, ce putem spune despre fumatul în locurile publice? Se respectă această lege sau ba? Eu cred că nu se respectă și colegul a spus că au fost foarte puține cazuri în care persoanele individuale, persoanele fizice au fost sancționate pentru fumatul în locuri publice și asta se datorează în primul rând faptului că nu există un mecanism efectiv de sancționare, trebuie să existe mecanisme de sancționare și eu am impresia că doar dacă se va dori la nivel de stat, dacă se vor ridica problemele astea și vor fi elaborate, eu știu, documente de politici, spre exemplu, de combaterea fumatului efective și posibile de a fi implementate coerent, doar în cazul ăsta va fi combătut acest, să spunem, flagel. Articolul 203... Pentru că îi văd pe foarte mulți cetățeni nestingheriți, fumând la orice loc de stradă, însă nimeni nu se sesizează pe marginea acestui fapt și chiar dacă avem o lege care prevede anumite sancțiuni, aș vrea să aflu și eu cum aș putea să scriu o plângere. De exemplu, vecinul meu mă deranjează că fumează și acest fum se ridică la etajul superior. Problema că nu a fost aplicat, adică că nu a fost aprobată legea menționată, 278, n-a fost elaborat, cum a spus colega avocat, că n-a fost elaborat un mecanism clar cu delimitarea funcțiilor. Adică el a fost prevăzut, dar așa s-a întâmplat că la ieșirea legii a fost prezentat în mod general, că toți răspund și până la urmă ștăți supraveghează, dar concret cine... Până la urmă nu. Drept că în codul contravențional este menționat că aplicarea amenzilor este pus pe seama Ministerilor de Interne, organelor și serviciilor Ministerilor de Interne. Asta însă prevăzut, nu am auzit că Ministerul de Interne prevăzut. Să nu, taxeze cetățenii. Ei aplică amenzi, dar majoritatea cazurilor sunt legate cu persoanele juridice. Asta și Da. Și în plus, dacă îmi permiteți, este problema rezidă în faptul ce este în înțelegerea oamenilor loc public. Pentru că este clar că în microbus nu poți fumezi, în turuleu, de asemenea, în trenuri, în anumite locuri, mă rog. Cu toate că conform codul contravențional, în trenuri, în vagoane este interzis. Te-am văzut prezentă în aceste dezbateri pe rețelele de socializare și cineva chiar m-a rugat să adresez această întrebare. Ce înseamnă spațiu public? Cum îl definim? Și în care locuri, până la urmă, este permis fumatul? Pentru cei fumători? Ca să nu avem aceste neînțelegeri că eu fumez într-un spațiu public și un cetățean care este nefumător se plânge pe marginea acestui fapt. Într-adevăr, în legea 278 nu a fost clar stipulat ce înseamnă loc public. Pur și simplu au fost enumerate locurile unde este interzis fumatul, dar... Practic, dacă să luăm așa, parcă e peste tot. Dar când, vreau zic că când vii la problemă, se întâmplă așa că, într-adevăr, în un anumit loc nu poți aplica o sancțiune celor care... În viziunea dumneavoastră, ce înseamnă în spațiu public? De ce e noi, în lege, în proiectul legii nou, clar, a fost stipulat ce înseamnă locul public. Locul public este acela unde se află oameni în afară, spre spunem, în general, locurilor așa spunem. De locuit. Locurile de locuit, locurile de muncă, locurile de locuit nu. Sunt ale. Eu am ușa să explic de ce.
locurile de muncă, locurile de studiu, de studii, parcurile, așa cum ați menționat, toate locurile unde se află. Da, vreau să zic că toate instituțiile de stat, private, etc. Chiar este prevăzut și noi, de fapt, am făcut modificări la legea existentă. Chiar și în transport fumatul. Este interzis absolut. În toate instituțiile unde se află oamenii, este interzis fumatul. Vreau să zic că este interzis chiar în legea 278, s-au făcut modificări și că chiar și transportul public, chiar privat, unde se află copii sau femei gravide, vreau să zic că este interzis fumatul. Ați mai adăugat problema la această altceva listă... cu supraveghere. Iar aici, supravegherea este da. O problemă. Olesea, ai mai adăuga aici în această listă și alte spații care crezi tu că sunt considerate spații publice? Spațiul public este locul sau hotarul dintre spațiul public și spațiul privat. Este acolo unde persoana iese din spațiul ei intim. Da? Eu am ieșit din casă, sunt pe scara blocului, da? Deja am ieșit din sfera mea privată, respectiv sunt într-un spațiu public. Dacă ies în stradă, de asemenea sunt în spațiu public. Și trebuie de analizat cât este de gata societatea noastră să fie interzis fumatul în toate spațiile publice, inclusiv în stradă, spre exemplu. Pentru că de altfel ne trezim peste noapte cu proteste din partea fumătorilor care vor protesta și vor cere spațiu public da, pentru întotdeauna fumat. Statul trebuie să încerce să asigure un echilibru între drepturile unei persoane și drepturile celorlalți. Și trebuie de văzut cât de rațional este să lărgim până la absolut spațiul ăsta de aplicare a legii referitor la ce este sau nu spațiu public. Din perspectiva mea, este destul de clar scris chiar și în legea care acum este în vigoare că este interzis fumatul în spații publice închise. Adică, dacă este o instituție publică și este închisă, atunci este interzis fumatul. În stradă nu este interzis pentru că sunt spații publici deschise, în parcuri și așa mai departe. Eu consider că ar trebui să fie stabilite zone pentru fumători în toate spațiile publice. Adică niște dacă este vorba amenajate special, dacă este vorba fumători. De parcuri, atunci să nu găsim resturi de țigarete pe jos, prin tot parcul și dacă cineva fumează în afara spațiilor respective, atunci el trebuie să fie, persoana trebuie să fie sancționată. Stimați spectatori, ați auzit corect. Fiți atenți când puteți fi sancționați sau ba. Legea pentru modificarea și completarea acestui act legislativ interzice fumatul conducătorilor în transportul public, minorilor, femeilor însărcinate. Cred că a devenit o normalitate pentru unii să aprindă fumul de țigară în transportul public. Colegii noștri de la Curaj TV au prins câteva secvențe dintr-un bar din Chișinău pe care vă invit să le urmărim, dar mai întâi să privim despre fumatul în transportul public. Ați observat și careva replici ai celor care au prins aceste imagini. Stimați invitați, spre exemplu, astfel de cazuri pe care le vedem practic în fiecare zi. Conducători care își permit să fumeze această țigară atât în maxi-taxi-uri cât și în troleibuze. Ce putem noi ca cetățeni activi care promovăm un mod sănătos de viață să facem ca să nu ne pomenim că inhalăm acest fum în mod pasiv? În primul rând ar trebui să cerem persoane care fumează să nu mai fumeze. Și dacă conduita lui perpetuează, atunci putem să ne adresăm administratorului de rută
care administrează ruta municipală în cazul în care suntem într-un maxi-taxi. Sau putem chiar să sesizăm și organele de poliție la un anumit, la să mergem până la stația Terminus, conform procedurii așa ar trebui să fie, să mergem până la stația Terminus, la stația Terminus împreună cu cineva care ar putea confirma, să chemăm poliția, spunem că iată șoferul în cauză a fumat într-un spațiu public, ceea ce este interzis. Dar bănuiesc că nu oricare cetățean este într-atât de activ să combată fumatul în spațiile publice și să dorească sancționarea acestora. Domnule Varfolomei, aveți și alte soluții? Vreau să zic, în primul rând, legea nouă, proiectul legii nouă, prevede că pistot trebuie să fie în locurile publice, trebuie să fie amplasat semnul respectiv că fumatul este interzis. Asta primul loc. Noi astăzi cerem, spre spunem la persoane, chiar în piață e interzis, dar în unele piețe nu a fost, semnul respectiv că interzis, se interzice fumatul sau nu se informează acei care și cumpărătorii și vânzătorii că fumatul în locul dat, că docul dat este public și fumatul este interzis. Deci contează asta și spiritul civic al cetățenilor care inhalează în mod pasiv asta, acest. Asta e una. A doilea, n-ați poți spune la fiecare un polițist câte un polițist, e clar. Ceea ce se întâmplă și este... pentru că fumează, într-adevăr, a spus doamna, că pentru că fumează în locul public, în transport public, etc., răspunde nu numai persoanele date, dar răspunde acel operator la care el lucrează. De cu persoană juridică. Și desigur că amenzele ați fie aplicate pe viitor, reșind din legislația actuală, vor fi mult mai drastice persoane pentru... mult mai drastice, etc. Da, a doilea problemă, desigur că mult depinde de cultura sanitară. Mult depinde de cultura generală a populației. Noi astăzi avem date că 95%, aproape 98%, cunosc despre daună fumatului sănătății. În schimb, 50% de bărbați și undeva după datele noastre, de la 7% până la 13% de femei, fete, astăzi fumează. Despre ce vorbește asta? Tu vorbești despre o cultură și de o irresponsabilitate, nu numai pentru sănătatea celor care îi înconjoară, dar pentru sănătatea proprie. Uitați-vă cât fumează în casă. 65% din copii, 65%, menționează că la dâns cineva fumează din, sau părinte, sau un părinte, sau ambii, sau fratele, sau și sora. Și preiau acest comportament sau model? Ei preiau și comportament, dar fumează chiar în apartament. Noi am prevăzut în legea nouă interzicerea fumatului pe scări, în locuri unde joacă copiii, la 10 metri de la orice fereastră care se deschide, de la blocuri să are în vedere, este interzis. În stradă, acum lucrăm și poate eu mă introduc și atât că nu e așa experiență. Noi am examinat legislația și comunitară, adică europeană, internațională, nu sunt cazuri ca să fie privăzut interzicerea fumatului, spre spunem, la balcoane. Noi totuși căutăm posibilitatea de a vreau zic, privedea acest moment, această interzicere în legea, în proiectul de lege nou. Pentru că, într-adevăr, fumează la un balcon, vreau zic, aerul se aspiră prin fereastră deschisă. Vecinii, desigur. Am pregătit și noi, stimați spectatori, câteva date interesante. Anual peste 500.000 de oameni mor doar în Uniunea Europeană din cauza consumului de tutun și se estimează că un sfert din totalul deceselor cauzate de cancer în Europa se datorează fumatului. Între 350.000 și 500.000 de oameni mor în fiecare an și în Rusia ca urmare a consumului de tutun. Însă despre mai multe date statistice vom vedea în reportajul care urmează.
stimați telespectatori, fumatul dăunează grav sănătății. Despre acest lucru cred că ne vor convinge medicii de la Nisporeni. Tatiana, ai legătura. Am revenit în studioul Albasa din orașul Nisporeni. Astăzi discutăm cu domnul Cărbune și cu domnul Crăciun despre dauna fumatului. La fiecare 24 de ore mor aproximativ 100 de fumători. Domnule Crăciun, cât de mult afectează sănătatea acest viciu? Da, într-adevăr, fumatul este foarte grav, pentru că noi o vedem zi de zi. După date statistice, s-au menționat și mai sus, în jurul la 46% de bărbați fumează și aș spune mai mult de 20% de femei. Aici se relevă că ultima vreme foarte mult au început să fumeze, adică crește tabacismul la femei, mai ales la domnișoare, care, din păcate, nu au încă... Această situație este și la Nisporeni. Mai multe femei fumează. Nu mai multe femei, adică crește numărul femeilor, da? Ele sunt mai puține, dacă o luăm la general, da? Dar se vede numărul crescând. Și anume la copii, la minori, care noi știm că cu cât vârsta este mai mică, cu atât nocivitatea este mai gravă. Și atunci ne așteptăm la consecințe grave, adică să nască copii, să nască copii bolnavi din start, adică fiind deja la mame gravide. Și de ce? Adică este dăunător. Noi știm că tutunul, fumul de țigară, conține aproximativ 4.000 de componenți, să spunem așa, chimici, care dăunează sănătății. Da? Printre ele, în jurul de la 43 până la 60 socot ca cancerogeni. Ce organe sunt afectate mai mult? Pe prim plan, clar că stau căile respiratorii, adică plămânii. Și de aici este și statisticile că copiii din familie care unde fumează soțul ori soția, ei mai des sunt îmbolnăvesc de laringite, de bronșite, faringite și tot așa mai departe, dar el merge agravare până la cancer, până la tuberculoză și tot așa mai departe. Ați avut asemenea cazuri în Nisporeni? Aveți pacienți? Sunt, desigur sunt. Nisporeni nu este o în afara țării întregime, adică sunt și într-adevăr mor. Puteți foarte să mult. Ne dați câteva exemple, un caz din propria experiență? Nu pot să dau direct, că, adică să fim să fie clar că nimeni nu o să spună că fumul de țigară direct este vinovat de chestia asta, pentru că aici se complică situația mai mulți factori intervin. Și, da, alcoolul. și alcoolul și stilul de a ne hrăni și aerul poluat, da. și împreună, adică duc la o maladie care, după care, clar că s-au menționat și statisticile, se văd că cât persoane mor anual din pricina cancerului, că cel mai grav este clar că cancerul la moment, cancerul buzei, cancerul plămânilor, care duce la deces. Domnule Cărbune, dumneavoastră sunteți contra fumatului. Ce v-a determinat să luați o asemenea poziție? Da, eu sunt categoric contra fumatului pentru că eu văd numai dezavantaje pentru consumatorii de țigări. Care ar fi aceste dezavantaje? Dezavantajele sunt foarte multe, dar aș enumera câteva. Noi ne plângem în Moldova că nu ne ajung banii și avem salariile mici și așa mai departe, dar făcând un calcul elementar, vedem că în medie un fumător cheltuie cam între 200 și 500 de euro pe an pentru țigări, pentru acest viciu. Dacă ar fi fost un lucru bun, mai înțelegeam și eu, dar așa, pentru un viciu să cheltuie atâția bani... E mult pentru Moldova. Sigur că e mult și cu acești bani fiecare și-ar fi putut rezolva anumite probleme din viața de zi cu zi. Un alt aspect ar fi timpul pierdut. Chiar astăzi, înainte de a veni aici la dumneavoastră, eram pe calea ieșilor și am văzut doi tineri care ieșeau de la bancă la o țigară, cum spunem noi. Chiar de curiozitate am cronometrat. Domnișoara a fumat 5 minute, un domn 3 minute. Dar să luăm o medie mai mică, să zicem că fiecare om alocă 3 minute pentru o țigară. Un pachet 20 de țigări ori 3 minute reiese că persoanele acordă pe zi o oră pentru fumat. Dacă extrapolăm aceste cifre, le extrapolăm la un an, reiese că 15 zile din viața unui om într-un an
se acordă fumatului. Acest timp noi am putea acorda prietenilor, familiei, copiilor și așa mai departe. Odihne. Și așa mai departe. Dar ce nu știu foarte mulți dintre fumători? Nu știu că fumatul este un păcat. Noi suntem, ne lăudăm că suntem o țară creștină, 95% suntem creștini, dar fumatul este un păcat. Pentru că în Biblie scrie, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Noi ar trebui să tratăm cu lucruri bune trupul, nu cu nicotină și cu substanțe toxice. Vă deranjează când cineva de lângă dumneavoastră fumează? Mă deranjează foarte mult, câteodată scrâșnesc din dinți, dar dacă este un prieten... Îi faceți observație? Îi fac observație, pe unii reușesc să influențez pozitiv, să se lase de fumat, pe unii... Aveți prieteni care fumează? Da, am prieteni pentru Ați încercat să-i convingeți să se lase de fumat? Da, am încercat. Unii se supără în prima fază, alții acceptă, dar eu sunt un promotor a unui stil de viață sănătos și vreau să influențez cât mai mulți oameni să se lase de fumat de acest viciu. Domnule Cărbune, dumneavoastră sunteți director, conduceți o afacere. În calitate de angajator, când angajați o persoană la serviciu, țineți cont de acest viciu? Da, eu chiar țin foarte mult cont de acest viciu, pentru că atunci când fac angajări, pentru mine contează foarte mult persoana care va fi angajată să nu fumeze. Deci nefumătorii au prioritate. Când vine la interviu, îl întrebați, da, da. Fumați sau nu fumați? Bineînțeles. De cele mai multe ori chiar îmi dau seama. Eu depistez mirosul de țigară din cavitatea bucală și de la haine imediat îl depistez. Sunt persoane, bineînțeles, cei care nu fumează au prioritate la mine, dar câteodată poate persoana respectivă corespunde cerințelor care îmi trebuiesc. Ați angajat și nefumători? Am angajat numai cu condiția să se lase de fumat. Au fost chiar și cazuri când le-am spus, dacă te lași de fumat, îți mărești salariul. În unele cazuri a ținut, în altele cazuri puteai să-i dai și 1 milion mărie de salariu, că persoana respectivă nu l-a interesat. Nu l-a interesat, da. Da. Dar chiar și prin chestia asta, de exemplu, venind, de exemplu, 20-30 de oameni câteodată la un interviu, din ei alegeam să zicem 2. Dar cei fumători care plecau acasă, eu cred că își puneau, aveau gândul ăsta, domnule, dacă nu fumam, poate eram angajat. Știți? Și... Încercați să schimbați mentalitatea, totuși. Corect. Da, de ce nu? Încercăm să... Pentru că, și cum am spus, acesta e un viciu, este o dependență. Noi nu trebuie să fim dependenți de nimic, decât de Dumnezeu. Chiar poate ar fi o chestie bună să invitați odată un preot să vorbească din punct de vedere spiritual ce înseamnă fumatul. O să încercăm și acest lucru. Domnule Crăciun, care sunt efectele fumatului pasiv? Din păcate, sunt foarte grave, pentru că dacă vorbim despre fumatul activ, când persoana, conștientizând la ce merge și se intoxică singură, atunci este foarte grav pentru persoana care nu vrea și nu știe, dar este, din păcate, afectată. Și noi știm că există 4 categorii de oameni care suferă forțat să fumeze, adică fumatul pasiv. Astea sunt copiii care se află la mamele gravide, adică care ei nu conștientizează, dar mamele deja îi impune să fumează. Copiii crescuți în familie unde unul din soț fumează, ori ambii. Soțul ori soția unde fumează soțul ori soția, adică și este impus și a doilea partener să fumeze pasiv. Și ceilalți care fumează, adică din pricina colegilor, fie la serviciu, fie în locurile publice, ce impune. Adică, care ar fi riscurile? Riscurile sunt aceleași ca și la fumătorii activi. Adică, ei tot se îmbolnăvesc mai des, ei au aceleași complicații care pot, până la urmă, să meargă la un cancer, la o tuberculoză, la bronșite, la scăderea imunității și, clar, dacă imunitatea scade, atunci nu e obligatoriu cancer să fie, poate fi orice altă maladie care o poate căpăta mai ușor și se tratează mai greu și reieși în aceste condiții, clar, că omul trebuie să cheltuie niște bani adăugători pentru un tratament care... Într-adevăr, fumatul este foarte dăunător pentru sănătate, dar haideți să vedem ce mai spun și invitații de la Chișinău.
Îți mulțumim, Tatiana. În aceste clipe, stimați telespectatori, o avem pe Antonița Fonari, care este vicepreședinta Consiliului Național de Participare pe linie telefonică. Și am vrea, Antonița, să te întrebăm. Ai fost printre cele mai active persoane care ai participat pentru a combate fumatul și la nivel legislativ. Ai participat la modificările privind proiectul de lege care este înaintat acum spre guvern sau spre avizare. Vrem să aflăm care sunt speranțele tale de mai departe. Va fi Republica Moldova pregătită pentru a implementa o astfel de lege drastică pentru cei care fumează? Nu știu dacă este o lege drastică. Este o lege cu minimum de cerințe în baza Convenției Cadru cu privire la controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății, pe care Republica Moldova a semnat-o de foarte mult timp și a luat niște angajamente în acest fel. Ești de acord cu modificările introduse? Dacă ai putea să ne spui mai mult, cu ce va diferenția acest nou proiect de lege pe cel pe care deja l-am avut în 2007? Legea pe care am avut-o noi și o avem în 2007 este de fapt o lobby de succes al companiilor de tutun, care nu o să intrăm acum în detalii cum au făcut acel lobby și cum se face de obicei, pentru că de fapt este o pornografie, dacă doriți, pentru că a fost făcut un document care de ochii lumii zice că parcă ar proteja oamenii de fumul de țigară, de cei care nu fumează, că parcă ar proteja oamenii care n-au început să fumeze, să nu pornească acest obicei foarte degradant pentru sănătate și care provoacă dependență, dar până la urmă nu face niciunul din aceste lucruri. Și apropo, este numai pentru oricine care nu este din domeniul sănătate publică, în momentul când îmi spun că aceasta este lege de care este responsabil Ministerul Agriculturii și nu Ministerul Sănătății, vă dați seama de calitatea documentului și respectiv. Și guvernului față de sănătatea cetățenilor. Am înțeles. Și aș dori să mai aflu, această inițiativă a venit pentru că sunt careva cerințe impuse de către Uniunea Europeană pentru a combate și a preveni fumatul și a interzice fumatul, de fapt, în locurile publice, sau crezi că este o inițiativă conștientă din partea unui grup de organizații non-guvernamentale care, într-adevăr, consideră că fumatul trebuie să fie stopat și să existe mai multe sancțiuni în privința interzicerii fumatului în spațiile publice? Legile care vin să controleze impactul tutunului asupra vieții cetățenilor, de obicei sunt calitative și sunt cu rezultate bune, anume în țările în care, în primul rând, cetățenii au un nivel de conștientizare destul de înalt. Și eu cred că cei care au văzut ce se face pe rețelele de socializare, unde tinerii postează imagini, fotografii, mesaje în care îi explică de ce nu vor să fumeze, de ce nu vor să aducă bani industriei de tutun în felul ăsta de stăpânuri sănătatea. Foarte multe persoane publice care au fost parte în campanii de genul de ce eu nu fumez sau de ce eu aș susține o lege în care ar fi controlat tutunul, asta arată că, de fapt, în primul rând, cetățenii au înțeles cât de grav este impactul asupra sănătății, asupra sărăciei, pentru că tutunul și alcoolul au un impact extraordinar de grav asupra creșterii sărăciei și bolilor deciziilor în țările în care tutunul este ieftin, în care tutunul este accesibil și fiți atenți, eu nu zic în care tutunul nu este calitativ, pentru că această poveste este una inventată când a zice că sunt țigări calitative și țigări ca și cum nu atât de calitative. Până la urmă, impactul și distrugerea pe care o produce țigara este una foarte gravă și nu putem vorbi de calitate atunci când este vorba de tutun. Îți mulțumim foarte mult, Antonița, pentru această intervenție. Să sperăm că Republica Moldova va avea o nouă lege care va fi respectată și implementată pe deplin. Noi te așteptăm și cu alte intervenții în cadrul altor emisiuni. Îți mulțumim mult! Cu mare drag!
O zi bună, stimați telespectatori! După cum vă vorbeam, locurile publice vor fi tot mai mult strâmtorate pentru cei care fumează. Chiar și proprietarii sau managerii care administrează baruri, restaurante, discoteci trebuie să aibă spații delimitate sau separate pentru fumători și nefumători. Multe dintre aceste afaceri permit fumatul chiar și în locurile unde cetățenii iau prânzul. Cum să savurezi fumul de țigară și să mănânci în același timp, vedem din imaginile prinse de reporterii noștri de la Curaj TV. Hotelul Chișinău. Deci n-ai de sală fără fum. Spengere că se fumează și nouă sală pentru nefumători. Pasirele Coralin and Company. Cafenea. Stimați telespectatori, am revenit la canal regional. Deja avem și careva replici din platou. Mulți dintre cei care fumează și stau în spatele camerelor de luat vedere au spus că această persoană ar fi trebuit să-și schimbe locul sau să aleagă un alt bar unde ar putea să ia masa sau să savureze prânzul fără un fum de țigară. Olesea, ce replică ai la această opinie? Replica constă în faptul că nu poate fi obligat nimeni care nu fumează să alerge în celălalt capăt a Chișinăului și să caute un local în care nu se fumează. Ori așa poți să-ți cheltui jumătate de zi să cauți un local unde nu se fumează. Este de obligație. Și cu greu vei găsi un astfel de local, da. Pentru că am pomenit și eu într-o asemenea situație când nu prea găsești localuri potrivite unde nefumătorii pot să iau un suc sau un ceai, spre exemplu. În plus, colegul nostru afirma că este un spațiu privat, adică este un restaurant care aparține cuiva, nu este o instituție publică, cum s-ar spune. Dar trebuie să înțelegem că restaurantele prestează servicii publice. Chiar dacă localul este privat, tu prestezi un serviciu public de utilitate pentru întreaga societate. Și atunci când tu prestezi serviciul ăsta, trebuie să faci în așa mod încât el să fie accesibil absolut tuturor oamenilor. Ori o persoană care suferă de astm nu poate să intre într-un local să ia prânzul alături de serviciul lui, pentru că acolo se fumează. Respectiv, el poate afirma că a fost discriminat prin criterii de sănătate, că el nu poate lua masa din cauza că este bolnav în localul Y. Al cărui drept este încălcat în acest caz? Al fumătorului care are libertatea să fumeze într-un bar privat, adică într-un bar, într-un local care, deși prestează servicii publice, nu este interzis să fumeze atât timp cât administrația acestui bar promovează un astfel de stil de viață. Deci, administrația barului și proprietarii instituțiilor care prestează servicii publice, inclusiv discoteci, restaurante, baruri sau pur și simplu locuri unde lumea se adună, trebuie să asigure, cum am spus mai devreme, echilibru dintre interesul public pe de o parte, pentru că este un interes public ca oamenii să nu fumeze și să nu devină victime ale fumatului pasiv, și între dreptul persoanelor care fumează și cărora nu le se interzice în general să fumeze. Poți fumezi dacă vrei. Și noi am avut o discuție pe rețelele de socializare iarăși. Există sau nu există dreptul de a fuma? Exact. Nu este un drept fundamental dreptul de a fuma, adică nu poți compara dreptul la viață și cu dreptul de a fuma. Dar dreptul de a trăi așa cum vrei tu și să ai modul de viață pe care tu îl vrei, există. Și asta s-ar încadra în viața privată.
Atât timp și atunci cât când, nu și atunci, da, trebuie să analizăm din aspectul unde se termină drepturile mele și încep drepturile altcuiva. Sau drepturile mele se termină acolo unde încep drepturile celorlalți. Domnule Calmăca, aș dori să interveniți aici. Ce risc aceste baruri sau administrația acestor localuri unde nu există spațiu separat pentru fumători? Eu, în primul rând, aș vrea să susțin ceea ce a spus doamna Antoniță, fiindcă, într-adevăr, legea 278, asta a fost într-o măsură oricare majoră, legea Ministerului Agriculturii, care a fost legată cu faptul că noi suntem unii producători sau cultivăm tutunul și nu este posibil ca noi să ne ducem de la această cultură, să plecăm, să ne lăsăm de cultivarea ei. De ce așa și a fost, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Astăzi este interzis fumatul în locurile publice. Spunem că barurile, restaurantele, discotecile, etc. Se permite numai în cazuri dacă, vreau zic, agentul respectiv asigură în afară de locul pentru fumători, aparte o încăpere unde nu pătrunde vin, nu pătrunde fumul, cu ventilare specială, pentru nefumători. Deci, practic, dacă toate se fumează, localurile vor fi responsabile să creeze eu cum vorbesc și este, da? Că noi legea nu avem, dar ce este? Acele localuri unde se fumează, la intrare, în afară, localul trebuie să fie obligatoriu, vreau zic, pus o informație pentru cei care vor să, vreau zic, sunt că este instituții sau este o unitate de alimentație publică, unde se permite fumatul. Și persoana alege, fumează, nu fumează, deci, folosește... Deci rolurile se inversează, da. Practic așa este prevăzut de legea actuală. Fumătorii vor trebui să-și aleagă un local unde se permite fumatul. Da. Da. Dacă, și... nu, localul poate fi pentru fumători. Așa. Acel care nu fumează, el își face propria alegere. Vrea? În lege nouă, în proiectul legii nouă, este interzis fumatul în toate încăpierile publice închise și semi-închise. Vreau zic că în baruri, restoranuri, cafenele, pe terasă, fumatul, după aprobarea acestei legi, adoptarea legii de Parlament, va fi chiar și terasele sunt vizate. Și terasele, pentru că loc semi-închis. Anume, înțelegi? Aleg terasele, da, pentru a să fie interzis complet. În afară de ceas, chiar e prevăzut în proiectul de lege, că la 10 metri de la ferestrele acestor unități de alimentație publică, vreau să zic că este interzis fumatul. Ca să nu pătrundă fumul de la cel care fumează alături, ca să pătrundă în... Da. Ceea ce ține, eu aș vrea să menționez un lucru, să atenționez populația. Că noi avem, vreau zic, din cauza consumului de tutun, fumatului, undeva 10% de cazuri de decesuri sunt legate cu fumatul. Noi avem anual peste 4.000 de decesuri legate cu fumatul în rândul populației. Persoanele care fumează, jumătate din persoanele care fumează, el decidează cum prematur și pierd undeva 15 ani din viața lor. Personal. Problema socială, că ei, vreau zic, decidând din cauza, în perioada activă de muncă, vreau zic, aduc și prejudicii economici, prejudicii sociale, familie, etc. Pentru că un părinte, dacă decidează înainte de vârsta care, în care el poate să o trăiască și activ, vreau zic, activând cum în muncă, sânând familie, etc., clar lucru că este să dau unii sociale. Cred și economici, ca despre care s-au vorbit. Cred că o adicție acestor persoane fumătoare care practic întâmpină careva bariere de a se debarasa de acest viciu. Eu propun, stimați telespectatori, să urmărim opiniile trecătorilor din Nisporeni ce vorbesc despre fumatul în locurile publice, după care vom reveni. Ce părere aveți despre faptul că se fumează în spațiul public? Păreri foarte rele că fumează. Tineretul, toți din jurul nostru care fumează.
Creierul nu prea bun. Creierul prost. N-ar trebui să fumeze în spațiu public. Mă deranjează mult. Și nu atât cât pentru mine, cât pentru noua generație care crește la moment. Fiecare are dreptul să facă ce vrea, nu? Trăim într-o țară democratică, așa că eu nu pot să interzic chestia asta. Nu e normal, de exemplu. Sunt mulți oameni care nu fumează. N-aș lucru decât ceva normal. Foarte rele păreri. Eu personal nu sunt fumător și absolut nu pot suporta când stau alături cu un fumător. Ar trebui să existe anumite locuri pentru fumători și nefumători? Ar trebui să nu mai fumeze nimeni, nu. Părerea mea. În primul rând ar trebui să existe locuri amenajate în spațiile publice unde anume mai des fumează. Ca de exemplu instituțiile statului unde sunt lucrători care, mă rog, au un obicei prost de a fuma și nu ar trebui să fie văzuți de noua generație care crește, pentru că până la urmă știm că societatea își aduce un raport mare în educația tinerii generații. Cred că nu dispunem de finanțele astea la moment pentru a face chestiile astea. Dar cunoașteți că există o lege care interzice fumatul în spațiul public? Nu-s la curent cu așa ceva. Cred că da, că care fumează sunt copii mici, sunt poate femei însărcinate care nu ar trebui de suportat fumă de țigară. Ar și de dorit și așa locuri. Sunt în alte instituții unde sunt special locuri amenajate, dar special în raionul Sporea nu se prevede locuri speciale. Am văzut și opiniile împărtășite de către trecătorii din Nisporeni. Tatiana, în aceste clipe am vrea să întrebăm pe invitații tăi ce păreri au despre noile modificări la legea cu privire la fumatul în locurile publice și dacă sunt optimiști că astfel de prevederi vor fi implementate și cetățenii sunt pregătiți să respecte o astfel de legislație. Am revenit în studioul Albasa din orașul Nisporeni. Continuăm discuția cu domnul Cărbune și cu domnul Crăciun. Deci, domnule Crăciun, dumneavoastră, ce părere aveți? Da, ar fi bine, legea e binevenită, dar apare a doua problemă, dacă ea o să se respecte și cine o să ducă... O să urmărească? O să urmărească, da, ca să... Dacă se respectă această lege. Da, corect, o implementeze și în viață, de toate zi, în viața cotidiană. Vreau să spun că merg la mai multe organizații și eu am văzut unde sunt amenajate locuri pentru fumători, da? Unde am fost eu sunt, am văzut. Dar clar că nu tot timpul se respectă, adică locurile sunt, dar se fumează nu numai acolo, dar mai merg și pe teritoriu și în cabinet și tot așa mai departe, da, în birouri. Domnule Cărbune, dumneavoastră ce părere aveți? Legea este foarte bună, într-adevăr, trebuie respectată, de la teorie la practică e mai greu, dar prin intermediul doctorilor, prin intermediul mass media, prin intermediul oamenilor implicați în gestionarea din administrația publică sau oamenii reprezentativi pentru societatea noastră, se poate această lege implementa. Pentru că prin această lege vom avea o generație mai sănătoasă, vom avea o societate mai prosperă, pentru că mi-a plăcut foarte mult, cum a zis domnul din studioul la Chișinău, foarte mulți oameni apți de muncă, noi îi pierdem. 15 ani din viață, când ei ar putea da un randament foarte bun în munca de zi cu zi, noi îi pierdem. De aceea, chiar îi îndemn pe concetățenii mei, dragi concetățeni, lepătați-vă de fumat, lepătați-vă de satana, puneți mâna pe... Haideți să muncim împreună și să facem din țărișoara noastră o țară prosperă și să fim un exemplu pentru generații care urmează. Pentru că dacă cei care vin din urma noastră, copiii, văd că noi fumăm și ei o să se apuce de fumat. Și le dăm un exemplu prost. Domnule Crăciun, cum se poate scăpa de fumat? E foarte simplu. Cel mai simplu e... Să nu fumezi, dar e mai greu acest lucru pentru fumători. În realitate, da, așa și este. În realitate, asta noi știm că e un viciu, e o boală, care, în afară de aceea că nu trebuie să fumezi, adică trebuie să faci un tratament,
trebuie în primul rând să fie o voință. Adică dacă persoana dată conștientizează că își face rău sine însuși și la cei din jur și ar dori să se trateze, atunci cu așa persoană ușor de lucrat și vă asigur că e poate să trateze. Noi avem multe persoane care fumând câte 20-30 de ani și până la urmă s-au dat seama că trebuie să debărăseze de tutun și au făcut-o și li s-au primit. Pot să dau careva sfaturi, pentru că tratamentul, clar că eu aici nu o să vorbesc, sunt birouri speciale unde se ocupă și adică persoana poate să adreseze și primește un tratament, ori un sfat cum ar putea să facă un tratament împotriva tutunului. Dar sfaturile ar cuvini cam așa, adică anunță-ți prietenii, ori familia, că tu ai vrai, adică ai intenția de a te debarasa de fumat. Și promisiunea făcută în public puțin o să te întărească ca tu să s-o respecti. S-o respecti, da. A doilea, nu te gândi să renunți la fumat pe toată viața, pentru că știi că nu o să se primească deodată, dar renunță la o zi, pe urmă, încă o zi, încă o zi, adică câte o leacă ca tu să poți să-ți respecti perioada următoare. Altul ar fi de eliminat toate lucrurile din jurul său care îți aduce aminte de fumat, adică să spunem așa, scrumiera, brecheta și alte lucruri, în primul rând țigarele, clar că. Cu banii care economisești, de exemplu, pe o săptămână, cumpără-ți ceva ce ți-ai dorit foarte mult și o să-ți pară că a venit lucrul ăsta ca cadou, ca gratuit. Și nu în ultimul rând trebuie să-ți amintești că după statistică aproximativ 30 de milioane de oameni au reușit să facă lucrul ăsta. Adică de ce n-ar putea să-l faci? Și tu. Da, corect. Aveți pacienți care s-au lăsat de fumat? Avem. Avem. Adică la noi se adresează, noi le dăm sfaturi, ei fac tratamente și vin și ne mulțumesc și avem, nu pot spun că mulți, mulți, dar persoana care are dorință și se adresează, e, o face. Da, aveți... Da, eu aș, chiar aș veni cu o propunere la cei care fac legi în țara noastră, adică la parlamentarii noștri. Dacă aș fi parlamentar, eu aș da o lege ca 10% din promo la fiecare televiziune sau radio să fie alocate pentru promovarea unui mod de viață sănătos. Și de arătat cât mai multe campanii antifumat. Exact, exact. Și asta prin lege, ca fiecare televiziune, fiecare radio să fie obligat 10% din promo pe care îl dau să dea campanii de, unde să arate consecințele vicilor. Fumatul, băutura și altele. Și atunci omul auzind zi de zi că aceste vicii sunt dăunătoare sănătății și nu sunt bune, poate într-o bună zi se vor lăsa de ele. Da, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune, iar acum ofer legătura studioului central. Îți mulțumim, Tatiana, pentru această intervenție, stimați telespectatori. În Republica Moldova, în 2011, spre exemplu, cheltuielile pentru sănătate cauzate de consumul de tutun au fost estimate la, atenție, 360 milioane de lei sau 66% din cheltuielile bugetului pentru ocrotirea sănătății. Aici se mai referă și cheltuielile pentru tratamentul ambulatoriu al bolilor legate de fumat. În Canada, spre exemplu, costurile anuale pentru un angajat fumător, comparate cu cele ale unui nefumător, au fost estimate de $2,600. Stimați invitați, cum estimați costurile, aceste costuri sociale? Este Republica Moldova pregătită să facă față acestor cheltuieli, aceleași amenajări speciale pentru locurile celor care vor dori să fumeze într-un final, pentru că nu trebuie să neglijăm și drepturile celor care aleg să fumeze. Suntem spre final de emisiune și vă rugăm să fiți cât mai scurți. În legea nouă am prevăzut interzicerea totală a fumatului în locurile publice. Acolo unde s-a fumători, poate să afle și nefumători. Avem exemple unde sunt locuri publice, cum sunt restaurante, cafenele, unde au chiar aparte încăperi pentru, spre spunem, fumători și nefumători. Și acele studii care le-am făcut noi, investigații a aerului din zonele respective, am constatat că și locurile unde nu se fumează, tot depășește
Adică cum? Nu depășești, că nu este stabilit o normativă oricare, dar anume se depistează conținutul de substanțe care se conțin în fumul de țigări. Deci aici nu poți asigura 100% condițiile respective acolo unde sunt două sele alături. Prin ventilare, fix așa cum când se fumează într-un apartament și pătrund din alt apartament, cum se fumează la un balcon, pătrund prin alt balcon în alt apartament, legea privede interzicere totalmente. Și, clar, se privede și aplicarea acestor prevederi în locurile publice. Se face pentru aceea că statul, Constituția privede că statul trebuie să asigure sănătatea populației. Avem articol special. Statul. Asta este legislația, este o măsură, o măsură, un document care privede asigurarea statului, asigurarea statului prin acțiunile respective legislative a sănătății populației. Dar nu este alegerea sigur că fiecăruia poate fumeze numai în afara locurilor publice, acelor locuri unde care prin care se pot fi dăuneze persoanele care nu fumează. Olesea, haideți... Asta poate fi și colaboratorii acestor instituții și ceilalți. Deci am prevăzut chiar că chiar și în afară instituțiilor respective, spațiilor închis sau unde sunt ferestre, se deschid ferestre, etc., la 10 metri este interzis fumatul. Eu propun să ne simțim în pielea unui fumător care privește această lege cu atât de multe sancțiuni și într-un spațiu în care practic oricare spațiu public îi vizează și li se interzice fumatul. Olesea, cum vezi tu, cum te-ai simți și dacă ar putea fi fumătorii într-un fel strâmtorați în atât încât să-și creeze propriile asociații ca să-și apere drepturile? Dar noi în goana după sănătate publică putem să ne pomenim în situația în care cei care fumează vor fi interpretați ca un soi de pare în societate, vor fi luați în derâdere și așa mai departe. Există metode și mijloace de a asigura atât dreptul persoanei de a fuma, dacă este așa drept, cât și sănătatea publică. Noi am fost prin aeropoartele internaționale, unde pe hol sunt spații special amenajate pentru fumători și nici când te apropii de cabinele respective nu aduce fum de țigară. Adică pentru că este instalat un echipament special. Este instalat un echipament special care suge fumul de țigară și nu-i dă voie să iasă în spațiul respectiv. Deci cum am mai spus, nu avem tendința să fim mai creștini decât Papa de la Roma. Trebuie să respectăm un echilibru în asigurarea drepturilor persoanelor și acomodarea pentru nefumători, cât și pentru fumători, trebuie să fie una rezonabilă. Nu poți să vii și spui, nu este interzis, este interzis peste tot să fumezi, dar unde să fumezi? Nu știu, e problema ta, dar peste tot este interzis. Cred că cel mai mult ar avea aici un rol important, ar avea campaniile sociale care pot fi destul de informative pentru tineri, în special pentru tinerii care au realizat careva spoturi de acest gen. Să vedem despre ce este vorba. De ce fumezi? Me? I'm not smoking. Eu também não. Je ne fume pas. So what about you? Te simți relaxat? Tu crezi că tu e cool? Nu, tu stai de fument rado. You know, smoking killed more people than the last 200 years was. Și ar mai fi de salvat o groază de lucruri. Sante. Trust in yourself. Respeito. Nu fuma. Nu pa fume. Don't smoke. Nu fuma. Nu faci aceeași greșeală ca și ceilalți miliarde de oameni. Nu fă aceeași greșeală, respectă-te. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Stimați telespectatori, am vorbit despre fumatul în locurile publice cu Olesea Perean, avocată și
Domnul Varfolomei Calmâc, specialist la Centrul Național de Sănătate Publică. Sperăm că vom reveni la această temă pentru că subiectul arde și este destul de aprins și în societatea civilă. Eu vă zic toate bune, însă nu uitați, sănătatea dumneavoastră contează. Toate bune!